Chindia și CS Mioveni au meciurtarii în runda a 10-a ligii a doua, care începe vineri și se termină luni. Până etapa trecută, lider al clasamentului, Chindia se deplasează la Brașov, unde va avea o misiune infernală în fața echipei care respiră după decizia tribunalului de a accepta planul de reorganizare și de a se evita astfel falimentul. CS Mioveni va juca acasă cu CSM Vâlcea, care e pe val după venirea lui Florin Costea. Meciul e programat luni de la ora 18 pe terenul argeșenilor. Ne bucurăm că am reușit o victorie importantă pe terenul unei echipe unde se câștigă foarte, foarte greu. Am reușit să-i facem cadou, dacă vreți, lui Edi Stoica punctele, pentru că a fost ziua lui și a președintelui Olteanu săptămâna trecută. Am avut doi sărbătoriți cărora să le facem cadou aceste puncte prețioase pentru noi și pentru atingerea sau pentru intrarea în obiectiv, adică în primele șase echipe. Etapa trecută, CSM Mioveni a produs surpriza, victorie cu 2-0 la Târgoviște, pe terenul unde nu mai câștigase nicio echipă oaspete din noiembrie 2015. Deocamdată nu suntem, să spun așa, informați foarte bine despre Vâlcea, dar până la ora meciului mister va avea grijă să știm totul. Cred că victoria de la Târgoviște nu are o valoare foarte mare dacă nu vom câștiga și meciul de acasă, care este foarte important. Eu sunt sigur că noi ne vom concentra și ne vom mobiliza așa cum am făcut-o până acum în toate meciurile de acasă și vom reuși să facem în primul rând un rezultat bun și odată cu rezultatul bun să vină și un joc frumos și plăcut spectatorilor. Săptămâna care vine va fi încărcată pentru echipele din Liga a doua. Marți, miercuri și joi sunt programate meciurile din turul 4 al cupei, iar în weekend se va juca etapa cu numărul 11 din campionat.